face. Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor! Sunt Ana Pârloagă și începem o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. În această seară avem o temă tare interesantă. Cine sunt eu? Și doi invitați speciali. Așa cum v-ați obișnuit, o avem alături de noi pe Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, precum și fondatorul Centrului Amaneser, și pe Dragoș Riti, facilitator și trainer de constelații sistemice. Bună seara, Dragoș! Bună seara! Bună seara, Claudia! Bună seara. Așa cum spuneam, tema emisiunii este una tare, tare importantă pentru mine, cel puțin, și sunt sigură că și pentru telespectatorii noștri. Și cu siguranță, cel puțin o dată în viață, ne-am pus întrebarea: cine sunt eu? Așadar, vă invit să începem emisiunea răspunzând voi la întrebarea: cine sunt eu? Eu? Sau? Eu. Deci, în primul rând, pentru mine, cineva mai întreabă cine sunt eu, eu zic sunt un suflet care a venit pe pământ, dar pe lângă asta sunt și suma tuturor experiențelor mele și, cum cred și în viețile anterioare, atunci sunt suma tuturor experiențelor mele și de acolo. Acum, în funcție de fiecare cum crede și ce crede. Dar pentru mine este clar că tot ce sunt eu în momentul acesta ține foarte mult de bagajul meu genetic, de experiențele și din viață, deci în familia, la școală, în societate, și felul în care eu am integrat acele experiențe. Deci nu sunt doar eu cea care influențează sau determină exteriorul, nici exteriorul care m-a determinat pe mine. Și o influență dintre cele două și felul, adică trăim într-un mediu cu niște părinți, frații, surori, amici, profesori, etc. Și noi integram într-un anume fel acele experiențe. Și cumulul sau felul în care am integrat acele experiențe pe care le-am trăit va determina în fiecare moment felul în care mă voi gândi, voi percepe viața și mă voi exprima. Deci de aceea suma tuturor experiențelor noastre, care include gândurile noastre, emoțiile noastre, corpul nostru. Când spui că ai integrat, la ce anume te referi? Sau ce înseamnă să integrezi o anumită experiență? Înseamnă că am trăit acea experiență în aspectele ei, adică sunt, să zicem, conștientă, în mod ideal. Uh-huh. Sunt conștientă de ce am gândit, cum am gândit, programele pe care le-am pus în mișcare acolo. Uh-huh. Deci programe de gen mă descurc sau nu mă descurc, mă simt în stare, nu mă simt în stare. Da? Deci felul în care percep lucruri. Am trăit emoțiile din acele situații și în conexiunea cu mine, adică și cu corpul meu, cu ceea ce îmi doresc, cu fricile mele sau cu nervii mei sau cu tristețea mea, cu bucuria mea, cu tandrețea mea. Adică am experimentat acele lucruri și după care am tras niște concluzii pentru mine. Adică am învățat, de exemplu, să pun limite. Sau am învățat să mă bucur de viață. Sau am învățat să mă exprim mult mai liber. Sau am învățat că pot, uh-huh, să spun un nu fără să apară o tragedie în lumea și în univers. Deci toate acele lucruri din fiecare experiență, când le trăim cu totul, ele se integrează și ne ajută să experimentăm, să percepem viața altfel mai târziu, mâine, poi mâine, peste o lună, peste 5 ani. Deci fiecare experiență ne ajută. Dificultățile care apar, din punctul meu de vedere, este atunci când eu nu-mi dau voie să integrez experiența, nu-mi dau voie să trăiesc toate emoțiile mele, nu-mi dau voie să exprim ceea ce am de exprimat sau să spun ceea ce este important pentru mine și încep să le înghit și să le adun în interiorul meu. Și atunci rămân blocate undeva și se deblochează mult mai târziu într-o situație nu întâmplătoare, dar într-un aparent moment în care eu nu mi-aș fi dorit să apară acea frică, acea emoție, acea situație neîncăiată pentru mine. Mulțumesc! Cine ești tu?
O întrebare existențială, fundamentală, aș spune eu, și care e la fel de veche ca și existența noastră pe Pământ și care cred că este, de fapt, motorul vieții noastre. Suntem în permanentă căutare în aflarea acestui răspuns. Cine sunt eu? Și cumva, în mod inconștient, această întrebare ne conduce viața. Uh-huh. Ne trage în direcția în care să aflăm, să descoperim lucruri despre noi. Și sigur că atunci când primesc întrebarea cine sunt eu, tendința este să-mi spun numele. Eu sunt Dragoș. Sau eu sunt, și-mi spun profesia. Sau eu sunt vesel, sau eu sunt trist. Asociez acest eu cu o stare, cu o profesie, cu un loc, poate. Ori eu sunt mult mai mult decât atât. Sunt mult mai mult decât gândurile mele, sunt mult mai mult decât ceea ce cred eu că sunt. Sunt, ce spunea și Claudia, suma tuturor experiențelor mele până în acest moment, dar dincolo de asta sunt și suma tuturor gândurilor mele pe care le am în acest moment despre mine, despre viață și despre lume și sunt și suma tuturor experiențelor părinților noștri, bunicilor noștri, străbunicilor noștri, până poate la a șaptea sau la a noua generație. Și tot ceea ce s-a întâmplat înaintea noastră, sunt cumva, toate lucrurile acelea sunt înregistrate în ADN-ul strămoșilor noștri care este transmis mai departe și ajunge până la noi. Eu sunt jumătate tata, jumătate mama, care la rândul lor sunt jumătate tata și jumătate mama și putem să mergem așa la infinit. Eu este o definiție care nu cred că poate fi cuprinsă într-o descriere. Este un lucru pe care îl descoperim pas cu pas. Însă fundamentul, cred eu, este în sursă, în locul din care venim și toate lucrurile care s-au întâmplat înainte. Toate experiențele de viață ale părinților noștri, ale bunicilor noștri, sunt înscrise în ADN-ul nostru. Ele sunt transmise acolo, doar că nu știm ce e acolo. Și atunci când întâlnim persoane sau situații, e posibil ca ele să iasă la suprafață și să ne dea imagini care sunt poate neobișnuite pentru noi, pentru că pot apărea situații în care nu știm de ce suntem angrenați sau prinși, ne fiind cumva în aria noastră cognitivă de percepție a lucrurilor, dar ele sunt înregistrate în interiorul nostru și ele ies la suprafață. Ori cred că pentru aflarea acestui răspuns, care nu știu dacă o să reușim vreodată să-l aflăm cu totul, este important să fim prezenți, să fim în prezent în fiecare moment. Și nu cred că e important să aflu cine sunt eu, un răspuns global, o definiție totală. Eu este în permanentă mișcare. În fiecare moment eu e ceva mai mult decât a fost înainte. Și cred că acest eu e important să îl port cu mine în fiecare clipă și să descoper în fiecare moment ce mai apare în acest eu, care e ca un vas care se umple, cred eu. Și totuși, care ar fi atitudinea, nu știu dacă neapărat potrivită, cât atitudinea interioară care să ne ajute să fim mai relaxați și să nu ne mai legăm de atât de mult de cine sunt eu, să ne dorim să descoperim acest lucru și practic să pierdem cumva esența și starea prezentă. Cred că întrebarea asta nu e o întrebare cu care ne trezim dimineața și ne culcăm seara sau care ne urmărește toată ziua. Spuneam, e mai degrabă o întrebare inconștientă care e prezentă cu noi și ea determină felul în care facem lucrurile sau ceea ce facem. Pentru că lucrurile pe care le facem sau ceea ce facem dau dimensiunea existenței noastre și de multe ori asociem aceste lucruri cu noi, cu acest eu. Dar cred că, spuneam, acest eu este într-o mișcare. Sigur că există un nucleu, dacă vrei, iar acel nucleu sunt toate lucrurile pe care poate le-am învățat de-a lungul vieții noastre, acum până în acest moment, educația, comportamentele sociale, comportamentele din familie și așa mai departe, ele ne definesc, dau o anumită structură. Dar dincolo de asta și moștenirea genetică, cum spunea și Claudia, este o structură pe care se construiește acest eu. Ori eu astăzi sunt o ființă cu totul și cu totul unică și specială și total diferită și de părinții și de bunicii și de străbunicii pentru faptul că am mai multe experiențe, pentru că am
mai multe interacțiuni pe care le-am făcut în experiența aceasta decât ei, uh-huh, și sunt în mod cert diferit față de tine sau de ceilalți, pentru că am o altă călătorie și o altă moștenire decât o are fiecare dintre noi. Suntem niște ființe extrem de complexe, construite pe straturi, dar atât de unice. Chiar dacă uneori avem impresia că poveștile noastre se aseamănă sau că am trăit lucruri asemănătoare, ele sunt asemănătoare, dar poveștile din spate pot fi mult diferite, iar acele povești fac diferența. Chiar dacă noi doi ne-am născut în acea zi, la aceeași oră și am avut aceleași experiențe pe parcursul vieții noastre, chiar și așa, la un moment dat, reacția noastră față de un stimul va fi diferită. Pentru că există un bagaj uriaș de informație pe care nu-l cunoaștem, care este înscris în inconștient, care poate determina reacția noastră în mod diferit. Și această reacție este legată de, spuneam, ce s-a întâmplat cu cei care au trăit înaintea noastră. Le-am pus aceeași întrebare și prietenilor noștri din comunitatea Împrietenește-te cu tine. Vă invit și pe voi și pe telespectatorii noștri să vedem ce au răspuns. Cine sunt eu? Întrebați cine sunt eu, prietenii noștri din comunitatea Împrietenește-te cu tine au răspuns după cum urmează. 21% dintre ei au zis, sunt om, celelalte sunt roluri. 19% s-au identificat cu identitatea din buletin, în timp ce 12% au spus, sunt om sau persoană. 10% dintre ei au zis, sunt profesia mea, în timp ce 8% s-au identificat cu statutul social. La egalitate, 7% dintre membrii comunității au răspuns că sunt funcția lor sau diferite roluri, precum cel de mamă sau cel de tată. 5% au spus, habar n-am sau sunt un om pe niște scări. De asemenea, alte persoane ne-au răspuns în comentarii, sunt omul din grădină. Pe de-o parte, mă văd ca întreg, diferită de ce este în jur și în același timp parte din întreg, cu care sunt în permanentă relație și schimbare reciprocă. Eu sunt iubit, eu sunt soț, sunt energie, sunt frate. Sunt natură, eu sunt foc, sunt universul, sunt nimic, eu sunt apă, eu sunt pădurea. Eu sunt o ființă minunată, în corp de femeie, care îmi trăiesc fiecare zi cu dorința de a deveni din ce în ce mai bună și mai bine în relația cu Dumnezeu, cu mine și cu toți cei din jur. Eu sunt unică, cu tot ceea ce conține ființa mea, om, femeie, profesor, soră, fiică, verișoară, prietenă, colegă. Apoi simt că sunt echilibru, pace, calm, iubire, sănătate, abundență, adevăr, copilărie, experiențe vesele și tristețe, furie, dezamăgire, dezechilibru, prietenie, bucurie de viață, vibrație, energie, râs și zâmbet. Sunt o mare iubitoare de copii, cărți, mare, munte, flori, oameni, jocuri și îmbrățișări. Și mai sunt și berbec cu ascendent în fecioară. În această perioadă a vieții e clar că sunt bunică, bunică profesionistă de 3 minuni. În rest, sunt un suflet tânăr, efervescent, curios, creativ, iubitor, jucăuș, responsabil și ambițios într-un corp matur. Sunt o ființă de lumină pură. Restul sunt roluri. Cred că pentru multă lume sunt profesia mea. Cine zice eu însă că sunt o ființă complexă, cuprinsă din corpul meu fizic, emoții, experiențe și conștiință. Sau o clipă infinită de iubire. Tu cine ești? Așadar, avem niște răspunsuri atât de frumoase și de complexe și de diferite. Și totuși, cât de mult trăim viața noastră și știm că suntem pe drumul nostru, aflând și știind conștient deja că suntem influențați de toate experiențele noastre trăite până acum și de toate experiențele trăite de părinții noștri, bunici, străbunici, până la 7 generații în spate sau mai mult. Cum ne dăm seama că trăim viața noastră și nu a vreunui străbun? Dragoș, acolo. Da, e o întrebare foarte, foarte delicată. Cred că în momentul în care suntem cu adevărat prezenți și conectați la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și lucrurile pe care le facem ne aduc împlinire. Lucrurile pe care le facem construiesc, lucrurile pe care le facem ating viețile celorlalți, cred că trăim viața noastră. Sigur că
acest trăim viețile altora e mai mult o metaforă decât o realitate, pentru că suntem conectați cu strămoșii noștri, iar uneori se întâmplă, datorită evenimentelor care s-au petrecut în familie, și asta se poate întâmpla uneori în cazul morților premature, fie al persoanelor din familie cu generații în urmă, fie chiar în generația noastră, dacă avem un frate sau o soră care a decedat prematur înaintea noastră sau n-a venit la viață în cazul avortului, se poate întâmpla ca pentru a onora acea viață care nu a putut fi trăită, noi să ne conectăm la acel spațiu în mod inconștient, există o legătură invizibilă foarte fină acolo, în acest plan informațional, și atunci, cumva, spuneam, pentru a onora acea viață care n-a putut să se manifeste, trăim pentru ea. Și simptomele sunt, dacă pot să le numesc așa, faptul că avem senzația că trăim într-o ceață, că facem lucruri care nu ne sunt proprii nouă, proprii înțelegerii noastre a lucrurilor, educație pe care avem și așa mai departe. Și atunci acela-i sentimentul, că parcă nu mi-aș trăi viața sau am senzația că toate lucrurile pe care le fac, le fac cu încetinitorul sau că mă mișc într-un spațiu foarte dens, fluid, în care nu pot să am acțiuni clare și directe. Însă în momentul în care suntem în acest spațiu și simțim că ceva e în regulă cu noi, avem întotdeauna șansa să găsim un instrument potrivit, astfel încât să desfacem acest context, să vedem ce anume ne face să trăim în felul acesta. Și sunt o mulțime de instrumente disponibile acum pe care să le accesăm și să facem această investigație. Frumusețea este că atunci când desfacem acel context, putem să ne eliberăm și să ne trăim cu adevărat viața. Altfel se simte în corpul nostru, altfel se percepe lumea în jurul nostru. Da? Și făcând lucrul ăsta, cumva onorăm ce a fost înainte și lăsăm în urmă și ne putem continua viața. Orice ar însemna asta și oricum se dezvăluia pentru noi de acum încolo. Spuneai mai devreme, apropo de integrarea experiențelor, care se întâmplă odată la nivel de gânduri, cât și la nivel de emoții. Ce se întâmplă în viața noastră și cât de departe sau de aproape suntem de drumul nostru și de cine suntem noi cu adevărat atunci când avem emoții reprimate și mai ales nervi față de părinții noștri? Având în vedere că Dragoș a spus mai devreme că suntem jumătate mamă, jumătate tată. Cât de mult influențează această neacceptare, probabil a unei nedreptăți care ni se pare nu că am trăit-o sau pe care am primit-o în copilărie? Viața pe care o avem. Eu cred că trăim doar viețile noastre. În sensul că nu nec ceea ce ai spus tu și mi-a plăcut mult cum ai zis, știi, că ne identificăm cu anumite energii sau cu anumite informații la nivel subconștient și ca să onorăm acel lucru, noi luăm în interiorul nostru această informație și o exprimăm în felul nostru. Apropo de ce spuneai de integrare, eu așa am făcut legătura. Dar faptul că eu am luat, adică din tot bagajul informațional și genetic de la mama și de la tată, și bunice, străbunice, etc., da? Eu am luat anumite informații. Era pentru toți. Da? De ce zic asta? În familia mea noi suntem 5. Deci bagajul genetic este același și pentru fiecare dintre noi, dar fiecare dintre noi am luat altceva. Și vorbind cu frații mei, ne dăm seama, a, uite, tu faci asta. De exemplu, eu reprezint femei, în familia mea, multe femei au rămas. Când s-au despărțit cuplurile, femeile au rămas cu familie. Ah, ok. Deci eu reprezint acea parte din familie a femeilor care a plecat. De obicei, în familia mea, bărbații plecau. Femeile rămâneau cu copii. Deci eu sunt asta. Dar unul dintre frații mei, bărbat fiind, este cel care a rămas cu mama. Deci noi aducem această informație. Pentru că s-a întâmplat ceva, dar noi am luat acea informație, acel substrat la nivel inconștient, care oarecum se amestecă cu tot ceea ce sunt eu și se va exprima într-un anume fel, se va exprima diferit. Și atunci, surorile mele au făcut orice să stea lângă familie, negare de sine, au renunțat la ele, au suportat multe chestii ca să stea. Eu vin cu altceva.
Da, deci am luat lucruri diferite din moștenirea noastră genetică. Sigur că descoperind și în constelații și cu alte tehnici că din fidelitate am luat anumite modele de la mama, că am luat anumite, am niște fidelități cu neamul tatălui meu. Cu toate acelea, avem impresia că nu trăim viața noastră, dar dacă noi vedem lucruri, că, cum le văd eu, că noi am luat, din tot bagajul acela, eu am luat, l-am integrat în interiorul meu și eu exprim ceea ce am înțeles sau ce am putut eu să fac cu toată această informație, plus ce am integrat eu din experiențele mele care se tot amestecă, eu îmi trăiesc tot timpul viața mea. Chiar dacă eu port în interiorul meu suferința mamei mele sau bunicii mele, dacă eu port revolta sau respingerea tatălui meu sau etică. Deci este viața mea pe care o trăiesc în relație cu familia mea. Deci cred că este un lucru, mie mi se pare absolut minunat, chiar că dacă de multe ori e foarte neplăcut de trăit, pentru că trăi nervii, tristețe, mai plânge, mai suferim, etică. Ne mai și bucuram, mai simțim tandrețe, adică toate lucruri bune care se întâmplă în viața noastră vin tot de la ceea ce am luat din familie. Doar că ne centrăm mai mult pe ceea ce nu merge, în loc să ne centrăm pe ceea ce merge. Și mai multe lucruri care merg în viața noastră pentru care putem să mulțumim la ceea ce am primit și ceea ce am putut noi să facem până acum, să fim ceea ce suntem. Sau aici putem să vorbim și de o atitudine asupra vieții, în sensul în care ne asumăm viața noastră și responsabilitatea întregii vieți și a acțiunilor pe care le facem și atunci, ok, se trezește ceva în interiorul meu din trecut, dar pentru că eu mi-am ales, sunt conștientă că asta este viața mea, acesta este parcursul meu, percep altfel acea situație? Lucrurile cred că sunt un pic mai complexe, dacă îmi permiți. Sigur. Ce a spus Claudia, sunt perfect de acord cu ea, în sensul că chiar dacă avem senzația că trăim altceva decât ceea ce e pentru noi, ne trăim viața noastră în momentul ăsta. Chiar dacă suntem conectați cu alte persoane sau cu loialități pentru cineva din familie, ne trăim viața noastră. Doar că felul în care ne raportăm la viață uneori poate fi grevat de acele loialități pe care le avem. Și de aici acel sentiment, acea metaforă că nu sunt în viața mea. Și aici o să mă întorc un pic la o imagine mai mare. Spuneam așa mai de mult. Eu sunt 2 părinți, 4 bunici, 8 străbunici, 16 stră-străbunici, 32 stră-stră-străbunici, 64 stră-stră-stră-străbunici. Vreo 128 de persoane înaintea mea s-au străduit să facă ceva cu viețile lor ca eu să ajung astăzi aici. Și dacă privesc lucrurile așa, o să înțeleg că de fapt eu sunt parte dintr-un sistem. Ori sistemul are propriile lui legi de funcționare și propriile lui dinamici. Și dacă ceva s-a întâmplat cu unul dintre indivizii din cadrul sistemului, sistemul transcede timpul. Trecut, prezent și viitor se întâlnesc în același punct. De aceea uneori am senzația că sunt conectat cu cineva din familie sau uneori visez pe cineva care e din familie și îl simt foarte prezent și aproape. Pentru că sunt în permanență conectat cu acel spațiu interior al inconștientului unde sunt prezente energiile celor din sistem. Ori ce vor sistemele? Sistemele vor să fie complete. Dacă cineva din familie a fost exclus, atunci un membru al familiei, fie în acea generație, fie peste generații, se va manifesta în așa fel încât acea persoană să fie reinclusă în cadrul sistemului. Și asta generează o grămadă de dinamici care pot duce la apariția tiparelor. Sistemele vor să fie complete și atunci, spuneam, când cineva lipsește sau nu e în ordine, el va da semnale. Ori sistemul are o direcție clară în care pune lucrurile astea. Și dacă suntem 5 frați sau 6 sau 10 în familie, fiecare dintre noi va fi conectat cu o anumită energie specifică parte a sistemului. Și fiecare dintre noi va fi legat de acele loialități poate față de sistem. Acum, forțele care se mișcă în cadrul sistemului sunt atât de puternice încât ne iau pe sus efectiv și ne pun într-un loc. Nu ne dăm seama. Și de aceea cumva e acel sentiment că ce se întâmplă cu mine?
nu e viața mea, eu nu sunt ăsta, eu nu fac lucrurile astea. Dar ceva ne ia și ne pune în acel loc și ne face să funcționăm din acel loc. Și din perspectiva ta, Claudia, da, ne trăim viața noastră, că nu putem să o trăim pe altcuiva în acest moment, însă suntem conectat cu fire invizibile și la alte vieți care sunt prezente și nu sunt manifeste, poate, în sistem. Și atunci, uneori, avem dificultăți în manifestare. Mai mult decât atât, spuneai tu mai devreme despre să ne asumăm responsabilitatea acțiunilor vieții noastre. Tău. Adultul poate să-și asume responsabilitatea și știe că orice alegere pe care o face are niște consecințe. Copilul nu. Copilul, rolul copilului în familie este doar să fie acolo și să primească de la părinții săi, părinții să-i dea și să experimenteze tot ce poate experimenta în mod conținător și în siguranță, astfel încât să devină un adult capabil să-și gestioneze viața și să fie parte din societate. Ori de multe ori, pentru că ni se întâmplă lucruri în copilăria noastră, în familie, în relație cu părinții sau cu alte persoane, suntem ținuți în niște dinamici dificile, care uneori sunt generate de traume la care părinții nici măcar nu se gândesc. Da? Faptul că părintele pleacă de lângă mine când sunt la o vârstă fragedă, pentru copil este o traumă. Se apare așa numită mișcare întreruptă către părinte. Și copilul va căuta toată viața să se reconecteze cu părintele, chiar dacă părintele nu-și dă seama că a făcut ceva acolo. Devin adult, iar toată căutarea mea de relații va fi de fapt o căutare către părintele care întrerupt. Și nu e adultul care conduce viața și responsabil pentru acțiunile lui, ci acel copil rănit în interior care caută în permanență să găsească o cale să se reconecteze cu iubirea care a fost întreruptă. Și așa ajungem să avem dificultăți în relații, să creăm dependențe. Și așa. Dinamici toxice, dacă aș putea să le spun așa. Dificultăți cu banii, felul în care mă încadrez eu la muncă, felul în care relaționez în general, adică cum relaționez la muncă, cum relaționez în cartier, cum relaționez cu familie. Și cum putem să readucem acest echilibru? Odată este să ne centrăm pe noi, să ne ascultăm pe noi, adică să atenția noastră să fie în interiorul nostru ca să putem să ne dăm seama ce gânduri avem, ce emoții avem, cum ne simțim fizic în corp. Pentru că acolo vin multe chestii legate și de modelele pe care le-am primit acasă, cum spunea Dragoș, cum sau recunosc anumite tipare, cum zicem de obicei în familie, ce semen cu bunică tău, ce semen cu străbunicul tău, că tu faci ca cu tăriță. Pentru că sunt niște lucruri pe care noi le luăm și începem să le experimentăm în viața noastră. Deci în momentul în care noi ne ascultăm pe noi, suntem centrați pe noi, începem să recunoaștem toate aceste lucruri și începem să observăm și ce simțim vis-a-vis de aceste lucruri. Cum mă fac ca mama, mă enervează. Cum fac ca tata sau mă enervează. Sau din potrivă, uite ce îmi place că fac așa. Uite, mama știa sau bunica făcea niște prăjituri minunate, acum fac și eu niște prăjituri minunate. Începem să ne recunoaștem și senzația asta adică faptul că ne recunoaștem în sistem ne ajută să simțim mai stabilă poziția noastră în familie. Legătura noastră cu ei, pentru că începem să vedem aceste legături. Pentru că, de obicei, ce am observat eu este că atenția noastră este în afară. Ce fac ceilalți, de ce fac alții, cum fac alții. Și atunci nu avem posibilitatea să recunoaștem toate astea. Și cum atenția noastră este în afara noastră aproape, în permanență, trăim cu senzația de non-apartenență. Pentru că noi nu suntem la noi acasă, suntem tot timpul la alții. Ce fac alții, cum fac alții, și nu putem să ne reconectăm cu esența noastră sau cu partea noastră care ne dă siguranță. Legată de felul în care vreau eu să fac anumite lucruri, ce resurse am să pot să fac ceea ce vreau, cum mă simt, inclusiv să zicem că într-o situație nu pot să fac ceva. Chiar nu am resurse, nu simt că am energie sau așa, pot să cer ajutor. Dar de multe ori, pentru că eu nu sunt în contact cu mine, nu-mi dau seama de aceste lucruri. Și atunci, ca să putem să fim
mai în armonie, mai în echilibru, este important să fim în interiorul nostru și să ne conectăm cu esența noastră și cu toate acele lucruri care ne ajută să trăim, ca să putem să schimbăm, să rezolvăm, să identificăm, să încheiem, să vindecăm acele lucruri pe care le identificăm în interiorul nostru. Acolo vorbim de fidelități, de situații care le-am luat, cum explica Dragoș, din inconștient sau că ne-am conectat cu anumite fidelități sau că într-un anume fel simbolic încercăm să onorăm acele situații sau să integrăm pe cineva, cum zicea Dragoș, sau să onorăm pe cineva care a plecat sau purtam câteodată emoțiile ale altora, adică furia vis-a-vis de anumite lucruri sau o respingere sau o suferință pe care noi o avem și încercăm să ne explicăm, dar undeva în interiorul nostru simțim că ceva nu merge. Și când căutam și ascultam acele emoții, ne dăm seama că suferința noastră este o fidelitate vis-a-vis de bunica, de bunic sau despre altceva. Deci, întoarcerea la noi ne ajută să fim mai în armonie cu noi, mai centrați pe noi. Cum putem să devenim conștienți de aceste suferințe sau de aceste persoane care au nevoie să fie reintegrate și sau aceste situații care au revenit în prezentul nostru și cum putem să le onorăm? De regulă nu ne dăm seama că există persoane sau situații care au nevoie să fie văzute sau persoane care să fie reintegrate, reașezate poate în sistemul nostru familial. Ceea ce se întâmplă cu noi este că manifestăm niște simptome. Da? Și dacă suntem prezenți și atenți la noi, putem să ne dăm seama că există o repetitivitate a anumitor lucruri, o ciclicitate a anumitor evenimente care se petrec în viața noastră. Felul în care noi suntem construiți, uneori e ca un magnet. Ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, chiar dacă nu e la nivel conștient, determină calitatea realității noastre. Noi chemăm în mod inconștient, fiind acest magnet despre care vorbeam, situații și persoane în viața noastră. Și uneori le respingem. Nu e pentru mine, e o relație toxică, dar de fapt eu am chemat-o acolo. Și vine acolo, în spațiul meu, tocmai ca să-mi arate că ceva are nevoie să fie văzut și aranjat și așezat. Ori, pentru că suntem educați în acest fel, le respingem. Nu vrem suferință, nu vrem persoane care să ne deranjeze, dar de fapt acele persoane sunt de fapt o oglindă interioară a noastră și e o invitație permanentă să ne uităm. Dacă înțelegem lucrul ăsta și dacă ne prindem la un moment dat că toate lucrurile astea sunt semnale pentru noi, ăla este primul pas, acea conștientizare a faptului că suntem invitați să ne uităm într-un loc unde lucrurile poate sunt deranjate, fie că ceva a fost exclus, fie că ceva nu e în ordine, fie că ceva nu e în echilibru în cadrul sistemelor și în cadrul sistemului. Și atunci, dacă sunt prezent cu mine și recunosc aceste tipare care se tot propagă în realitatea mea, spuneam, e primul pas și pot să fac următorul pas. Să mă duc să explorez, să văd de unde vin aceste lucruri. Și tiparele sunt simple. Mă întâlnesc cu același gen de persoane. Mă întâlnesc cu același gen de situații. Am accidente frecvente. N-am un partener, deși mă străduiesc de ani de zile. Îmi doresc copii și nu vin copiii. Și exemplele pot continua. Problemele practic sunt reale, probleme, cu care cum ne ai zis, confruntăm. Reale ale vieții, uh-huh, cu care ne confruntăm. Dar nu știm de unde sunt astea. Doar că nu se leagă lucrurile. Da. Cam așa spunem cu tot timpul. Da. Nu se leagă pentru că ceva în interiorul nostru face să... Da. Ceva e neașezat, e nebalansat. Și cum spunea și Claudia, e mai simplu să ne uităm în exterior și să dăm vina pentru alții. Nu sunt eu. Nu, el e de vină. Ei nu sunt potriviți pentru mine. Și atunci, în loc să vorbească adultul care e asumat și se poate uita la el, vorbește copilul rănit. Da? Care nu suportă să fie pus într-un loc de suferință, că a mai trecut pe acolo și caută să iasă din acel loc. Din păcate, lucrurile, chiar dacă momentan le dăm la o parte și scăpăm de ele, ele se vor întoarce până când lucrurile nu sunt așezate în interiorul nostru. Și unul din lucrurile pe care le-am învățat și mi-a luat mult timp, apropo de integrare, cum ne întâlnim cu vindecarea și facem tot felul de chestii, e o călătorie, e un proces. Uneori avem senzația că ne ducem în terapie undeva și gata, am luat pastila magică și suntem rezolvați. Nu e chiar așa.
E un proces care ține de structura fiecăruia dintre noi, de capacitatea fiecăruia dintre noi de a primi acele lucruri, acele informații despre care povesteam. Și lucrul despre care voiam să vă povestesc este o chestie pe care a spus-o Bert Hellinger, fondatorul constelațiilor familiale. Tot începe din locul în care eu pot să fac pace cu părinții mei. Dacă eu am făcut pace cu părinții mei, viața mea va arăta cu totul altfel. Nu voi mai fi judecată față de nimeni, că atunci când îmi judec părintele, am tendința să judec pe toată lumea. Da? Nu mai resping lucrurile. Da? Lucrurile sunt în curgere pentru mine. Cum ajungem acolo e o altă discuție. Da? Pentru că suntem, toți am trecut prin copilărie și poate că ne-am fi dorit mai mult decât am primit. Și uităm, sau copiii fiind, nu putem să înțelegem că părinții noștri fac atât cât pot. Așa cum facem și noi ca părinți la rândul nostru când avem copii. Și copiii noștri ne vor judeca. Dar felul în care reușim să creăm dialog sau comunicare cu copiii noștri poate determina calitatea relației pe care copiii noștri o vor avea cu lumea atunci când sunt adulți. Și e foarte important lucrul acesta. Sunt în jurul meu prieteni, și nu doar prieteni, am auzit multe persoane care spun fix ce am judecat la mama sau la tata, fix asta absolut, mă observ că fac. Da. Și că am devenit, da, și este odată o luptă că nu suporți ce ai văzut la părinți și mai mult decât atât nu te mai suporți nici pe tine că faci fix aceleași lucruri. Cum poți să faci pace în situația asta și cum ai ajuns în această este dinamică? Este primul pas. În momentul în care resping ceva, nu fac decât să devină lucru pe care îl resping. Și resping lucrurile de multe ori din cauza suferinței, pentru că sunt în suferință și nu suport acea suferință. Este un plan, spuneam că suntem construiți pe straturi. Ăsta este un strat. Celălalt strat este legat de nevoia de apartenență, de aparține. În momentul în care sunt respins, la rândul meu am tendința să resping, da? Și atunci când resping, nu mai fac parte din sistem, nu mai fac parte din acel conglomerat în care toată lumea își duce viața. Ori apartenența este legată de supraviețuire. Dacă nu aparțin, voi muri. Am nevoie să, noi cu toți avem nevoie să aparținem. Și atunci, ca să aparținem, ce facem? Copiem în mod inconștient comportamentele celui pe care îl respingem și ne jurăm că nu o să facem niciodată ca el sau ca ea și de fapt ceea ce facem în mod conștient este exact același lucru. Pentru că, în mod inconștient, cred că dacă mă comport ca acea persoană, voi fi văzut, primit și iubit. Ceea ce este o iluzie. Nu se va întâmpla asta. Dar este iluzia copilului, spuneam, care își creează o lume ideală în care lucrurile se pot manifesta așa. Toate lucrurile astea se petrec la nivel inconștient. Dacă eu mă comport ca tine, am în inconștientul meu senzația că voi fi văzut și acceptat. E acea nevoie de aparținere. Și un paradox. Pe de-o parte te resping, dar pe de altă parte stric cu disperare să mă primești acolo. Da? Să fiu și eu acolo. Și cum putem să refacem această... sau să ne schimbăm percepția și să nu mai judecăm, să nu ne dorim să mai respingem anumite lucruri și cum putem să le acceptăm pur și simplu? Cum vine acceptarea? Acceptarea e parte din proces și o călătorie și acceptarea. Când spun te-am iertat sau am acceptat lucrurile, e doar o parte a noastră care vorbește și asta e mintea noastră. La nivel profund emoțional, întrebarea e dacă lucrurile stau într-adevăr așa. Și ca să ajungem în acel loc de acceptare, e nevoie să ieșim din acest spațiu de judecată. Cum ieșim din el? Uh-huh. Spuneam să trecem printr-o formă de terapie, da, să facem o călătorie ghidată. Constelațiile familiale sunt o direcție, dar sunt și multe altele. Psihoterapie ajută. Sunt multe, nu o să le enumăr pe toate aici. Și fiind ghidați, ajutați în procesul ăsta, putem să ajungem în acel loc în care să înțelegem cu adevărat în străfundurile sufletului nostru că părinții noștri atât au putut. Nu au putut mai mult, pentru că și ei, la rândul lor, au avut o suferință care i-a făcut să funcționeze în acel fel. Când văd suferința părinților mei, atunci e posibil să înțeleg ce se întâmplă cu ei. Și în acel moment se transformă judecata în înțelegere, în empatie și se duce în acceptare. E o călătorie. Mai avem câteva minute din emisiune. Foarte repede a trecut. Până data viitoare sau pentru a începe călătoria telespectatorii noștri sau pentru a o continua cei care au început-o deja, ce
îndrumare le ofer pentru a se reconecta cu ei, astfel încât să simtă că își trăiesc, că își trăiesc viața și nu mai sunt paraleli sau mai știu eu cum se simte fiecare. Apropo de că tocmai vorbeam despre a judeca, este important, cred, un prim pas ca să putem să ajungem la partea cea emoțională, pentru că din punctul meu de vedere acolo este cheia, când putem simți, integra ce emoție, să o eliberăm, să o ascultăm și să facem schimbările necesare în interiorul tău, interiorul nostru, putem să mergem mai departe. Adică nu mai rămânem blocați acolo sau bucățica aia copilului nostru interior se integrează în adultul nostru. Este să conștientizăm, să pescuim acele judecăți. Ăla e așa, aia e așa, asta ar trebui să fie nu știu cum, nu se face așa. Deci toate acele gânduri pe care le avem noi, prin care judecăm lumea și o facem non-stop, avem să le scriem. Dar pe măsură ce le gândim, pentru că dacă așteptam noaptea să-mi aduc aminte, nu o să-mi aduc aminte ce am gândit. Deci, acum există telefoane, există hârtie, există... Asta vreau să spun că uneori nu poți. Adică, natural ar veni întrebarea. Ok, și nu pot să stau tot timpul cu foaia și cu pixul în mână să scriu. Da, dar aceea este deja blocajul pe care îmi pun să nu fac exercițiul. Există telefon, toată lumea stă cu ochii pe telefon 90% din timp. Poți să scrii acolo ce gând ți-a trecut prin cap atunci. Autocritică, adică vis-a-vis de noi, vis-a-vis de alții, să începem să le scriem, să dăm comanda cumva în interiorul nostru de scoate și după care când se umple o foaie, fie să o ardem dacă avem cum, fie să o rupem foarte, foarte mici și să o aruncăm direct la ghena. Ca să începem să introducem un alt sistem, că nu vreau să mai judec. Și atunci încep să fac o muncă de curățare, deocamdată la nivel mental, ca să putem să scoatem acele lucruri, ca să ne fie mult mai ușor să ne acceptăm. Și pe măsură ce deblocăm gândurile, putem să intrăm și în emoțiile noastre? Sau așa vin mai pentru ușor conștientizările? Intrăm în contact. De a vorbesc de un prim pas. Sunt de acord cu Dragoș, cu care zice, e un proces. Dar majoritatea oamenilor trăiesc la nivel mental. Deci începem la nivel mental. Pe măsură ce eu accept aceste gânduri și încep să fac ceva cu ele, o să-mi fie mult mai ușor să intru la nivel emoțional, la cele puntele dureroase de la care fug prin diverse mecanisme. Deci, prim pas. Toaletă emoțională, pentru cei mai experimentați care nu fug de emoții, știu deja cum se face. Și dacă nu știți, avem o emisiune întreagă despre toaletă emoțională, care ne ajută să ascultăm și să liberăm emoțiile neplăcute. Mulțumesc tare mult! Poți să ne spui și tu, Dragoș, ce am putea să facem să un prim pas, astfel încât să rămânem în starea de prezență? Cred că important e să ne observăm, să putem să ne punem în rolul de observator și asta presupune să nu ne mai judecăm pe noi. Că venim de multe ori în contact cu noi, cu lumea, cu viața, ne spunem că nu sunt destul de bun. Eu nu pot să fac chestia asta. Nu. Și această autocritică, această judecată pe care o fac la adresa mea, mă ține legat cumva să pot să mă uit la mine cu adevărat. Când ies din locul ăsta și mă pun în locul de observator, mă ajută să nu mă mai judec. De ce mi se întâmplă chestia asta? Să găsesc întrebarea potrivită mai degrabă decât să caut răspunsurile la lucrurile care nu se manifestă în realitatea mea. Ce anume mă face să nu mă întâlnesc cu lucrurile potrivite pentru mine? Ce anume nu-mi permite să ajung în locul ăla? Ce anume mă face să mă comport de fiecare dată în felul acesta? Ce anume? Și când pun întrebările astea, cumva creez un spațiu în care invit un răspuns să vină. Nu mai alerg eu după răspuns, ci invit răspunsul să vină. Și la un moment dat poate că ceva o să iasă la suprafață și o să am acel moment de aha. Da? Aceea e sufletul nostru care răspunde, intuiția pe care nu o ascultăm de multe ori. Poate fi un pas. Să fim prezenți, să fim atenți la ce se întâmplă cu noi, în primul rând. Și în relația cu părinții? Ca să fie mai frumoasă și mai armonioasă și să putem să acceptăm lucrurile așa cum sunt?
Spuneam să căutăm să vedem dincolo de manifestările lor ce anume i-a făcut să se comporte în felul ăsta. Și de multe ori există o suferință acolo. Când pot să văd acea suferință în spatele lor, atunci imaginea comportamentului se diminuează și nu mai văd acel comportament care poate îl simt că e agresiv sau nepotrivit la adresa mea, ci înțeleg că de fapt e o manifestare a unei suferințe care nu a putut fi făcută altfel. Și atunci toată percepția mea se schimbă asupra lucrurilor. În același timp, dacă văd acel lucru, o să văd că poate și eu am același gen de manifestare. Și iarăși un punct de observație. Putem să facem, în momentul în care sunt simptome repetitive, putem singuri să găsim o soluție în acest proces sau avem nevoie de ghidare? Cred că cu toții avem capacitatea aceasta, avem această inteligență emoțională, inteligență sistemică, dacă vrei, cu care putem să facem ceva, putem să rezolvăm din lucruri. Însă, fiind prinși în povestea noastră, e dificil să vedem toate aspectele acestei probleme. E ca și când m-aș ridica în picioare și m-aș uita la pantofii mei, nu văd decât vârfurile, nu pot să văd spatele și lateralele. Așa se întâmplă și cu povestea noastră. Și avem nevoie de cineva din exterior care să ne ghideze, să ne ajute să putem să vedem și celelalte aspecte pe care nu le putem cuprinde. Mulțumesc tare mult, Dragoș! Mulțumesc tare mult, Claudia! Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și în această duminică. Până săptămâna viitoare, așa cum v-ați obișnuit, vă așteptăm pe canalele de YouTube Canal 33 și al Centrului Amaneser și pe grupul Împrietenește-te cu tine. O duminică frumoasă tuturor!